Astăzi, Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Megidia a marcat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități. Patru echipe au fost notate de un juriu exigent. 16 octombrie, Ziua Mondială a Alimentației, a fost marcată și de către elevii Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu printr-un concurs inedit ce a cuprins o probă de gătit și un test de cultură generală. Patru echipe reprezentative, formate din câte patru elevi, s-au înfățișat cu preparatele în fața unui juriu exigent alcătuit din profesorii ai liceului. Am câștigat locul întâi și ne bucurăm foarte mult, deoarece suntem și pe profil de industrie alimentară și ar fi fost chiar foarte urât să nu ne mândrim cu acest lucru. Am avut probă pentru gătiți, pentru concurs. Am avut Ce ați gătit? Am gătit mix de legume și ciuperci umplute cu legume. Mi-a plăcut activitatea de astăzi și... Ce alte probe ați mai avut în afară de gătit? Plastelina. Am avut de reprezentant o farfurie. Reprodus o farfurie cu legume, da? Da, a fost frumos. Am avut 10 întrebări la care am răspuns la toate corect și am câștigat. Elevii care i-au susținut pe concurenți, dar și cadrele didactice prezente, au putut degusta preparatele culinare. Directorul adjunct al unității de învățământ a participat la eveniment și a dorit să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește calitatea alimentației zilnice. Astăzi a fost o manifestare dedicată Zilei Alimentației Sănătoase, foarte importantă pentru elevii școlii noastre și profesorii care au dedicat un întreg lanț de manifestări acestei zile și cu concursurile și cu ceea ce s-a produs astăzi a fost deosebit de interesant și plăcut pentru toată lumea. Și pentru papilele gustative? Da, neapărat, dar este o invitație și un semnal de alarmă pentru noi toți că într-adevăr trebuie să ne întoarcem la alimentația sănătoasă pentru că este foarte importantă pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea națiunii noastre, de fapt. Asta este viitorul țării, cred. Câți din elevii care frecventează cursurile liceului dumneavoastră credeți că vor ajunge patiseri, cofetari, bucătari? Avem nevoie nu numai de doctori și de... 50, cel puțin 40-50% din ei se îndreaptă spre acest domeniu, care este extrem de bine reprezentat și la nivelul comunității noastre. Tot astăzi celebrăm și înființarea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În ritmul în care alegem să trăim, asigurarea unei alimentații sănătoase ar trebui să fie o preocupare principală, alături de cele 30 de minute de mișcare și să nu uităm formula lui Juvenal, mens sana in corpore sano.